Din adâncul inimii noastre pe Dumnezeu prezent, Duhul Sfânt la lucru și îmi doresc să avem pentru timpul de cuvânt care îl avem în față o inimă deschisă pentru cuvântul lui Dumnezeu. O minte trează pentru ceea ce vrea să vorbească Dumnezeu în această dimineață. Haide așa cum stăm picioare să citim textul pentru această dimineață care se găsește la Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 12 la 17. Îngerul bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poctinire între copiii lor, lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să te dea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, asemenea, din învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pochește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi răzbui cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acel care îl primește. Amin. Haideți să cupăm locurile. Pentru această dimineață am observat încă că de la rugăciune încoace Duhul Sfânt ne cercetează. Prin cântare ne cercetează și mesajul merge într-o singură direcție. Să fim lumini, să fim tari, să ne unim și să păstrăm credința. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această dimineață. Textul care era normal, în mod normal pentru această dimineață, era din Apocalipsa, următorul verset, versetul 18, Biserica din Tiatira. Însă am stat acasă și m-a rugat Domnului și am auzit o voce care a spus că predică din Pergam. Și Duhul Domnului niciodată nu greșește. Pentru că textul care îl găsim și care vom vedea în această dimineață este cu ceea ce am cântat, cu ceea ce ne-am rugat și la ceea ce ne-am îndemnat în această dimineață. Numele Lui să fie lăudat. Biserica din Pergam este a treia biserică din cele șapte care este menționată aici. Avem biserica din Efes, care spune despre ea că a pierdut dragostea din tâi. Ei făceau slujbe, dar le făceau pentru că trăgea păstorul de ei, pentru că cineva totdeauna trăgea de ei. Și a pierdut dragostea din tâi, slujeau fără bucurie. Doamne, în această dimineață, ajută-ne să te slujim cu bucurie. A doua biserică, care a fost biserica din Smirna, spune Domnul că știu suferințele tale. Am fost acolo când ai suferit, cunosc. Nu spune Dumnezeu nimic împotriva ei. Dar biserica din Smirna învață că și necazul și lipsa te poate să te apropie mai mult de Dumnezeu. Pentru că și necaz și lipsă, Dumnezeu este acolo și nu te-a părăsit, slăvit să-i fie numele Lui. Și biserica din Pergam, despre care vorbim în această dimineață, este o biserică care a acceptat compromisul cu lumea pentru a avea avantaje materiale. Dacă în Ioan capitolul 17 Dumnezeu trimite biserica în lume, dacă în Ioan 17 Dumnezeu a trimis biserica lume ca să mântuie lumea, Satan totdeauna face opusul lui Dumnezeu. El copiază totdeauna pe Dumnezeu. Satan în Pergam trimite lumea în biserică. Și despre asta vorbim în această dimineață. Dacă Iisus a spus, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, nu te rog să iei din mijlocul lor, să-i duci în altă parte singur pe o insulă ca creștin, nu. Dar te rog să-i ferești de ce este în lume, de cel rău. Aceste șapte scrisori, care în Apocalipsa au fost scrise către cele șapte biserici, n-a fost doar pentru vremea de atunci. N-a fost doar pentru bisericile din Faptele Apostolilor, chiar bisericii creștinilor, ci este și pentru noi astăzi și pentru toate bisericile care vor urma de aici încolo, până la venirea lui Iisus Hristos.
Pentru că spune de fiecare dată în aceste versete, cine are urechi de auzit să audă. Dacă astăzi ca biserică avem urechi să auzim, haideți să vedem ce vrea să ne spună Duhul Sfânt. Hai să vedem ce mesaj vrea Duhul Sfânt să ne transmită bisericii din Graț astăzi. Cuvântul Pergam înseamnă tradus căsătorii de bine sau unire. Tot așa înseamnă tradus turn înalt, pentru că era o cetate pe un munte foarte înalt de necucerit, era Pergamul. Dacă mă ajuți, Ovi, să pui și acea folie, să vedem aproximativ cele 7 biserici, unde erau localizate în Asia Mică. De mai bine de 200 de ani, Pergamul era capitala romană a provinciei din Asia. Deci chiar dacă erau toate bisericile în Asia, biserica din Pergam, despre care vorbim astăzi, era capitala romană a provinciei. Însă Pergamul, așa cum am citit, așa cum am văzut din textul acesta, poți să oprești folia, mulțumesc, Ovi, era un loc foarte idolatru. Pergamul avea foarte mulți zei. Era un centru de idolatrie. Ei se închinau la Zeus, ei se închinau la Atena, ei se închinau la Jupiter și ei se închinau la Asclepios. O cetate plină de zei. Dar nu numai atât. Nu numai că ei se închinau la cele monumente de piatră. Nu numai că se închinau la zeul Asclepios, care de fapt era un zeu șarpe, la animale. Ei se închinau și oamenilor. Pentru că în Pergam s-a construit primul templu care a fost închinat cezarului și acolo s-au duceau jertfe de foc pentru cezar. Și oamenii se închinau acolo cezarului. Din toate cele 3 temple mari care cezarul a avut, primul care a fost construit a fost în Pergam. Teologii spun că Apocalipsa și cele 7 biserici reprezintă de fapt 7 perioade de timp. Și de fapt, biserica din Pergam, undeva în istorie începe, a avut începutul în 312 până în 590 după Hristos, odată cu Constantin cel Mare, împăratul Romei. Și de ce spune asta? Pentru că ce a făcut el? Împăratul Romei, Constantin cel Mare, ca să poată cuceri lumea, a făcut un singur lucru. S-a făcut creștin de formă. S-a făcut creștin de formă. Vedem cum Satan schimbă lucrurile. Satan nu mai are nimic ca biserica merge în afară, în lume și evangelizează. Dar Satan își pregătește oameni care să intre în biserici și să despartă bisericile. Și asta s-a întâmplat și în biserica din Pergam. Constantin cel Mare, și de la el a început totul, a avut un vis înainte de o bătălie. A văzut în față pe un pod undeva o cruce cu câteva cuvinte scrise pe acea cruce. Și apoi a lăsat o voce care a spus așa: cu acest semn vei învinge. El a cercetat și a descoperit că semnul crucii de fapt era semnul creștinismului de astăzi. Și el a spus așa: a acceptat ca religia de stat al Romei să fie creștinismul. Și el nu numai atât, a încurajat oamenii, deci el, împăratul Romei, a încurajat oamenii să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Iar oricine se botează în biserica din Pergam primea 2 haine frumoase albe, așa cum au romanii, plus câteva monete de argint. Asta s-a întâmplat când biserica s-a unit cu lumea. Când nu mai conducătorii bisericii conduceau biserica, când deja au ajuns ca împărații să conducă biserica și să dea lecții și învățături bisericii. Atunci a fost momentul căderii bisericii. Prin unirea cu lumea, o biserică creștină, un om creștin, o familie creștină, duce o viață de desfrâu duhovnicesc. Nu pot, și știm foarte bine ca creștini, să fiu și cu lumea și cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se lasă împărțit niciodată. Spune în Corinteni 15:33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Din punct de vedere istoric, ceea ce a făcut Constantin cel Mare, a făcut un mariaj, a făcut o căsătorie între biserică și lume. Și ce înseamnă asta pentru noi ca creștini? Că biserica lui Dumnezeu și-a respins mirele. Atunci când în biserică este lumea și când noi ca biserică acceptăm lumea,
atunci îl părăsim pe Dumnezeu ca mire și noi știm foarte bine că biserica este mireasa lui Hristos, după care va veni într-o zi. Dar dacă biserica nu mai este mireasa lui, pe cine va lua la cer? Din punct de vedere omenesc, un lucru foarte bun. Oamenii când a făcut acest lucru, biserica când a acceptat acest lucru, a avansat, a fost un pas în față. Dar în punct de vedere dumnezeiesc, Dumnezeu a părăsit acel loc. Pentru că Dumnezeu nu-și parte slava cu nimeni. Asta a fost atunci, asta este și astăzi. Și asta este valabil până va veni El. Slăvit să-i fie numele Lui. Când biserica se unește cu lumea, atunci mărturia bisericii este ruinată. Dacă ar trebui să facem o comparație unul cu unul cu ceea ce a fost atunci și ce este astăzi, am putea spune că cum s-ar face ca în Las Vegas să fie o biserică creștină, penticostală, în orașul care are numele de orașul păcatului. Ăsta e numele lui. Acolo, în mijlocul orașului, să fie o lume, o biserică creștini care trăiesc în acel oraș, care se închină lui Dumnezeu, care iau cina Domnului, care se mărturisesc, care au părtășie frățească. Și acum imaginați-vă aceia care locuiesc în Las Vegas și merg la biserica penticostală. Acei oameni unde lucră? Unde își câștigă pâinea de fiecare zi? Păi tu n-ai voie să mergi la casino, tu n-ai voie să mergi la bar, tu n-ai voie să lucri acolo și acolo și acolo. Ce faci? Exact asta trăiau oamenii din Pergam. Erau în biserică, îl slujeau pe Hristos. Erau păstori, erau oameni care conduceau biserica lui Dumnezeu, dar ei se făceau afacerile în lume, cu lume. Păi dacă trebuia să cumpără un pământ și vânzătorul spunea, ok, dar îți dau pământul, dar trebuie să faci și o jertfă la Dumnezeul meu. Trebuia să o faci, că nu primeai pământul. Dacă trebuia să îți faci jos de mâncare, poate trebuia să te mai închini la un idol sau altul, sau să pup alt idol sau altul, doar ca să obții mâncare. Și ei s-au corupt creștinii de atunci, doar ca să ajungă la bunuri materiale. Știți această vorbă? Că este în regulă ca barca să fie papă. Și biserica are rolul ei pe pământul acesta. Dar apa nu are ce să caute în barcă. Apa când este în barcă, îți scufundă barca. Istoria ne arată și dacă vedem martirajul bisericii creștine, ce a suferit biserica lui Dumnezeu. Un lucru știm sigur, biserica niciodată n-a fost ucisă de afară. Prin tot necazul ce-a trecut. Noi și astăzi, după 2000 de ani, avem biserici creștine, pentru că Dumnezeu și-a ținut mâna peste biserica Lui. Dar dacă a fost biserici ruinate, a fost pentru că păcatul a intrat înăuntru bisericii. Și acele biserici au fost închise, puse lacăt pe ele și a fost un pustiu gol. Să ne ferească Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Aș vrea în această dimineață să învățăm să nu fim ca cei din Pergam. Să învățăm să nu ne compromitem cu lumea doar pentru a avea bunuri și câștiguri materiale. Dacă vedem mai departe, în capitolul 2 cu versetul 12, vreau să mergem în mod sistematic, verset cu verset, spune așa că iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. O sabie ascuțită cu două tăișuri. Atunci când te unești cu lumea, se întâmplă un lucru. Pierzi echilibru acesta spiritual care îți mai spune atunci când te apropii de un pahar sau ceva, vezi că tu n-ai voie, că ești copilul meu. Atunci când vine ispita și tind să dai pe cale, lateral, acel Duh al lui Dumnezeu care este în tine spune, hai înapoi. Dar tu dacă ai lumea și trăiești în lume, acest echilibru spiritual este delegrat? Și atunci spune aici, iată că sabia ascuțită de două tăișuri. Ce este sabia lui Dumnezeu? Ce este sabia lui Dumnezeu? Evrei 4 cu 12, Apocalipsa 1 cu 16, sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia cu două tăișuri. Sabia cu două tăișuri este singura sabie care poate să te desparte pe tine de lume. Așa este. Cuvântul lui Dumnezeu este singura armă care poate să te despartă pe tine de lume. Așa multe mărturisiri am auzit ca oameni care au fost alcoolici, drogați, când au ajuns în contact cu sabia lui Dumnezeu,
De pe o zi pe alta, nu le-a mai trebuit altul. S-au lepădat total. Pentru că sabia lui Dumnezeu are putere. Întrebarea este, dacă numai cu sabia lui Dumnezeu noi învingem, dacă numai sabia lui Dumnezeu desparte lumea din noi, unde ne este sabia? Unde este cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Unde este Sfânta Scriptură în casa ta astăzi? Dacă sabia o ții aici în teac și mergi la luptă și mergi cu mâinile goale, ai câștig. Pe arma cea mai valoroasă tu ții aici ascunsă și mergi la luptă. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că avem biruință doar prin cuvântul Lui, dar cuvântul Lui este acasă în raft, dar cuvântul Lui este acasă în bibliotecă, dar cuvântul Lui este uitat și nu este pus pe altarul de cinste în casa ta desfăcut, în care să citești, în care să te întărești și când ai nevoie de o problemă sau când ai nevoie de un necaz, citești și te întărești și iei sabia și mai tai. Unde ți este sabia în această dimineață? Pentru că sabia cu două tăișuri taie și pe predicator și taie și pe ascultător. Sabia cu două tăișuri taie și pe cel ce citește și învață și predă și învață pe alții și merge la evangelizare, dar taie și pe cei care ascultă dacă nu pun în practic ceea ce ascultă. Asta este sabia cu două tăișuri. Sabia cu două tăișuri era emblemul autorității romane. Romanii aveau ca simbol acea sabie cu două tăișuri care știm foarte bine ce înseamnă putere de viață și moarte. Când s-ar da degetul în sus, trăiești. Când s-ar da degetul în jos, ai fost declarat la moarte. Pentru că Cezara s-a spus, eu țin viața și eu țin moartea. Dacă eu îți dau accept, trăiești, dacă eu îți dau în jos, mori. Găsim aici mai departe, dacă stăm să vedem în Apocalipsa 2:13, următorul verset, spune că știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Dacă la Efes le spune că știu faptele tale, dacă la Smirna le spune că știu necazul tău, acum spune știu unde locuiești și mare este Dumnezeul nostru, fraților. El le știe pe toate. El știe faptele tale înainte să vii tu aici. El știe ce ai făcut toată săptămâna. El știe ce faci în ascuns că nu te vede nimeni. Dar El totuși este Tatăl tău. El știe necazul tău pentru că El este acolo. Dar El astăzi spune că El știe unde locuiești. Știe adresa ta. Știe vecinii tăi. Dar El știe unde locuiește și trupul și unde locuiește și Duhul nostru. Atunci când trupul ți este în peștera tâlhalilor și Duhul plânge în tine pentru că nu-i locul tău acolo și tu l-astupi și vrei să pui capac la Duh să te lasă în pace, Dumnezeu știe pentru că este acolo. Ce faci cu trupul? Ce faci cu Duhul? Pentru că Dumnezeu știe unde ar trebui să locuiești tu. Dumnezeu știe că trupul care ți l-a dat ca să porți Duhul Lui în tine trebuie să fie aici la biserică și nu în alte parte. Când biserica locuiește chiar în locul tronului lui Satana, este dificil să menții o mărturie. Este dificil să fii curat. În versetul 13 vedem acest nume al lui Satana. Vedem că este pomenit aici. Știm că alt nume al lui Satana este diavolul. Știm că numele lui în origine este Lucifer, care tradus înseamnă cel ce aruncă în două părți. Și aici spune că este scaunul de domnie al Satanei. Adică știți unde îi place la Satana să stea? Și aș vrea să ne facem o cercetare în această dimineață. La Satana îi place să stea acolo unde adevărul cu minciuna îs amândouă în același loc. Unde adevărul nu mai este adevăr și unde minciuna nu mai este minciună. Unde adevărul este jumate cu minciună și minciuna are și un pic de jumate de adevăr. Acolo îi place la Satana să stea. Acolo este scaunul lui de domnie. Acolo unde cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este amestecat cu tradiția omenească. Acolo se simte el bine. Acolo se simte el ca acasă. Pentru că într-o biserică unde este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu curat, fără abateri de la calea cea strâmtă, acolo nu intră diavolul. Că nu-i place, pentru că nu se simte bine. Pentru că n-are nicio portiță prin care poate să intre. Pentru că toate ușile înspre afară sunt închise și aici este înălțat numele lui Dumnezeu, sfânt și curat. Dar când lumina nu mai este lumină, cum am cântat astăzi, poartă-ți lumina,
Acolo se simte bine Satana. Și așa spune cuvântul. Acolo era scaunul de domnie Satana. Vreau să ne cercetăm. Vreau să te întreb pe scaunul de domnie din casa ta. Cine este așezat? Pe scaunul domniei vieții tale. Cine este așezat? Pentru că dacă în casa ta eu ca prior citesc Scriptura și soția citește tot alte fel de reviste, știu eu de care. Dacă eu în casa mea ascult muzică creștină și copiii mei ascultă muzică lumească, a cui scaun de domnie este acolo, fraților? Spuneți voi. Dumnezeu nu-și împarte scaunul de domnie. Dumnezeu nu-și pune scaunul lui lângă lui Satana, eu și tu. Nu. Ori Dumnezeu, ori Satana. Cui slujești? În Ioan 14:30 spune așa: Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Stăpânitorul lumii acesteia. Știți cine este? Satana. El nu are nimic în mine, în Dumnezeu. Atunci când slujești lucrurile din lume, îi slujești lui Satana. Și atunci nu ai nimic din Dumnezeu în tine. Și totuși te numești creștin și vii la biserică și cânți cântări ca frații din Pergam. În biserica din Pergam erau două grupări foarte mari. Prima spune că ai voie să mergi la biserică, dar ai voie să ai afaceri cu cei din lume. Ai voie să te mai pleci la un idol, ai voie să-ți mai faci o cruce, ai voie să mai bei un pahar, mergi la destrăbărările lor, dar ai voie să vii și în biserică, pentru că trebuie să te adaptezi, nu? Cum ni se spune nouă astăzi? Păi voi sunteți rămași în urmă, trebuie să vă potriviți cu ceea ce este afară, cu moda, cu tot ce vine, cu cântările, cu lauda, ca să țineți pasul. Așa a spus acea prima grupare. Și așa a făcut. Dar n-au fost doar simplu membri, au fost oameni care conduceau biserica. Și a doua grupare a spus așa: mai bine să pierzi o afacere, mai bine să pierzi un loc de muncă, o casă, dar să rămâi curat înainte de Dumnezeu, fără compromis. Și astea două tabere se băteau în biserica din Pergam. În biserica noastră este un frate care știu de el și multă vreme l-am condamnat. Am spus: băi omule, tu ți-ai lăsat locul de muncă ca să ajungi la biserică. Într-o vreme în care noi trăim, care îți trebuie bani, care îți trebuie să duci viața de zi cu zi, să-ți înhrănești familia, tu își lași locul de muncă pentru că nu poți să ajungi vineri seara, marți seara, duminică la biserică. Și a spus: măi omule, dar cum am spus, și Sfânta Scriptură ar spune că ar trebui să-ți câștigi pâinea, nu? Cum încercam să scuz opinia mea. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și acum îl apreciez. Pentru că atunci când alegi pe Dumnezeu și nu lumea, atunci Dumnezeu oprește tot cerul și spune: vezi, voi toți sunteți la fel. Voi toți ați lăsa pentru mine afaceri. Dar omul ăsta este ceva deosebit în ochii mei. Și Dumnezeu îl iubește. Slăvit să fie numele Lui. În Pergam mai era un centru de vindecare. Cel mai mare centru, cel mai mare spital de recuperare și de vindecare, care îl vedem în versetul 13, de aceea spune Dumnezeu că știu unde locuiești, pentru că acolo era centrul renumit Asclepios. Un centru, un complex dedicat zeului vindecării. Și acest zeu de vindecare, simbolul lui îl avem până în ziua de astăzi. Uitați-vă pe toate ușile de farmacie. Simbolul zeului Asclepios sunt acei doi șerpi care merg în sus, încolociți pe un toiag. Și are originea din Pergam, de la un zeu păgân și ocult, până în ziua de astăzi. Acest zeu, veneau oamenii acolo din peste tot. Din toată Europa, din toată Asia, veneau ca să se vindece. Nu care nu la doctor astăzi. Acolo la Asclepios nu mergeai, aveai o consultație, primeai o rețetă și medicamentul. Acolo centrul ocultului spune așa, era un tunel care mergea pe sub pământ. Și la intrare erau doi doctori îmbrăcați în haine albe. La intrare primeai două băuturi de băut, două sedative, două băuturi care te amețesc, care un fel de drog de astăzi, care să nu știi în ce lume trăiești, să ai tot felul de vise. Vorbeam cu un tânăr mai demult și el spunea: mă, omule, după ce am luat două porții de droguri, să știi că am avut vedenii. Am spus: da, că doar și Satana poate să-ți trimită vedenii, nici problemă. Așa s-a întâmplat și atunci. Și ce au făcut oamenii? Oamenii aceia intrau în acel tunel și în acel tunel le-au prinde șerpi neveninoși. Și ei trebuiau să doarmă, să petreacă o noapte acolo cu acești șerpi, să doarmă lângă ei și noaptea când ei adormeau, acest zeu șarpe
mergea peste ei. Mai departe, acest zeu șarpe se arăta în vis lor și le vorbea și le spunea ce boală au. Apoi eu în Scriptură, fraților, știu un singur șarpe care a vorbit. Satana. Satana făcea consultații în Pergam. Și după ce se trezeau dimineața din amețeala lor, mergeau la acești medici oculți și spunea medicul ocult, ce ai văzut în visul tău? Păi asta, asta și asta. Ok, uite aici, îți dau rețeta. Dacă a fost oamenii vindecați sau nu, nu știm. Dar era cel mai mare centru, Asclepius. Centrul de medicare și de vindecare al diavolului. Pentru că de ce? Pentru că dacă Dumnezeu are oamenii lui care vindecă, de ce să ne aibă și diavolul? Că el totdeauna îl copiază pe Dumnezeu. Mai departe, spune în verset, mai așa frumos, în 2:14, dar am ceva împotriva ta. Acolo sunt niște oameni care au o învățătură greșită. Și spune că este acolo un om care îl cheamă Antipa. Și omul acesta, în toată vremea aceasta, când toți oamenii erau idolatri, spune în 2:14 că el ce făcea? Era martorul credincios al lui Dumnezeu. Păi cum așa într-o vreme când toți se închină, se duc și fac afaceri și în biserică și trag, Dumnezeu are oameni, da, Dumnezeu are totdeauna oameni. Poate că nu ești tu ăla, pentru că ești corupt, dar Dumnezeu totdeauna are oameni. Acel Antipa, care nume înseamnă anti-pas, adică anti-împotriva, pas toți, a spune că el era un bărbat care era împotriva tuturor lucrurilor. Așa a fost. Antipa a fost un bărbat care a fost împotriva tuturor lucrurilor, dar nu care făcea necaz bisericii sau probleme bisericii. Era împotriva tuturor lucrurilor care se opunea lucrării lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmpla în biserică și nu era după voia lui Dumnezeu, el se împotrivea. Dacă venea ceva în biserică și nu era după legea lui Dumnezeu, el se împotrivea. Facă, Doamne, să fie și astăzi un Antipa. Să fim și noi oameni atunci când vedem o lucrare străină, imediat să ne împotrivim cu tot ce avem. Imediat să sărim în picioare. Asta nu este de la Dumnezeu, asta nu este scris și nu este după Scriptură. Doamne, Doamne ajută-ne! Vedem că Antipa era un presbiter de seamă din biserica din Pergam, probabil era ordinat de apostolul Ioan și el avea un dar. Avea darul de exorcizare, de scoaterea duhurilor. Nu este interesant? Într-un centru plin de demoni și de draci și de idoli, tu să ai darul acesta de a scoate duhuri. Spune istoriile și scrierile, atunci când Antipa trecea pentru un loc și acolo știa că trebuia să se întâlnească cu cineva, punea, ridica mâna, se ruga pentru acel loc. Acel loc începea să se cutremure, erau țipete și oamenii ieșeau toți afară. Și atunci acel om intra în acest loc. Pentru că era curățit acel loc de Satana. Pentru că atunci când Antipa se ruga, Dumnezeu l-asculta. Știți de ce? Pentru că, fraților, haideți să uităm un lucru. Chiar dacă ne sperie un pic acel anturaj, ce este în noi este mai tare și mai mare decât ce este în lume. Și Dumnezeu și Duhul Dumnezeu a fost în Antipa. Dar oamenii ca Antipa nu sunt foarte bine primiți în o societate așa, ca aceea. Pentru că Antipa le strica afacerile. Dacă era un drum de oameni își făceau afacerile cu bani și Antipa trecea pe acolo, oamenii ce începeau să strâje. Pentru că în prezența lui Antipa și în prezența Duhului Domnului, dragii nu stau liniștiți să se uite, ci strigau. Spuneau, du-te de aici să ne gătăm afacerile, scuteau afară pe Antipa. A ajuns așa departe că Antipa a ajuns în fața cezarului. A fost chemat în fața regelui. Și Antipa în anul 92 după Hristos a devenit martir. Dacă stăm să vedem ce a făcut Antipa, și am acolo o poză, care n-am vrut să vă arăt. Dar ce înseamnă să merg până la moarte pentru Hristos? Prezbiterul bisericii să fie sacrificat pe altarul lui Zeus cu una din cele mai crude metode de tortură, bivolul de bronz. Acel Antipa, care era prezbiter, era
pus în acel bivol pentru gaura de sus, pus pe altarul lui Zeus și sub el se făcea foc. Și pur și simplu fierbea înăuntru acelui bivol de aramă. Și acolo, vedeți, la gura lui erau niște trompete care atunci când cel ce era înăuntru și striga și țipea de durere, bivolul făcea niște zgomote și oamenii afară strigau de bucurie și se închinau. Dar o singur lucru a fost diferit la Antipa. Când Antipa era acolo înăuntru, s-a auzit un lucru: Doamne, iartă-i! Spunea: Doamne, eu viu la Tine! Este scris în istorie că Antipa a strigat: Doamne, eu plec la Tine, dar vino și ia Tu biserica în mâna Ta. Pe Antipa îl durea pentru biserică și de aceea pe Antipa, chiar dacă nu-l găsim în istorie, chiar dacă în Biblie numele lui scris o singură dată, și ce se spune despre el? Îl vedeți acolo? Pe Antipa, omul meu, spune Domnul. Pentru că într-o lume nu contează ce spune lumea despre tine. Nu contează pe ce tabele ești, pe ce rang al socializării ești. Nu contează numele tău să fie scris pe table mari. Nu contează. Tu să fii popular, să știe lumea. Pentru că asta suferă toți în vremea asta. Cu mass media, cu Facebook, toți să știe cine ești tu, ce ai de prezentat tu. Antipa era un care nu-l cunoștea lumea, dar îl cunoștea Dumnezeu. Și Antipa, când a închis ochii, și tu când vei închide ochii, cine te va aștepta dincolo? Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Vreau să vă spun că noi suntem temple lui Dumnezeu și Duhul Sfânt locuiește în acele temple. Ce facem noi cu aceste temple? Facem și noi ca cei din Pergam? Ne permitem să ne jucăm cu lumea? Sunt câteva lucruri care le apreciază Domnul la Pergam și ce apreciază Domnul și la Antipa. Tu ții numele meu și tu n-ai lepădat credința mea. Lucruri frumoase? Antipa, care nu s-a lepădat de Hristos niciodată până la moarte și a ținut numele Lui. Adică tu să fii într-o biserică unde prezbiturul este tras afară și jerfit pe altar în fața tuturor oamenilor. Nu ți-ar veni să ieși afară? Pe imediat eu cer și plec la altă biserică. Efes, Laodicea, erau toate acolo împrejur. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu ai lepădat, tu ții numele meu și nu ai lepădat credința mea nici atunci când s-a întâmplat lucrul acesta în mijlocul tău. Când prezbiturul a fost jerfit idolor, tu ai rămas în biserică și ai fost pentru mine lumină în biserică. Când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu te-ai dat bătut și ai zis: gata, mi-ajunge. Mă duc la Gleisdorf, mă duc la Betlehem, că este mai ușor. Tu ai stat în biserică și te-ai luptat și ai ținut cuvântul lui Dumnezeu sus. Pentru că astfel de oameni îi plac lui Dumnezeu. Atunci când îți puși față în față cu problema, să nu fugă de la problemă. Să vină să îngenuncheze, ca Dumnezeu să dea biruință. Amin. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți în această dimineață. Să fim astfel de oameni care, în loc să fugim, să îngenunchem și să chemăm numele lui Dumnezeu. Vreau să zicem mai departe în versetul 14. Spune acolo câteva lucruri despre care spune că Satan vine cu o tactică nouă în bisericile, cum a spus. Aduce lumea în biserică. Ceea ce a făcut Constantin cel Mare, pentru că de la el au pornit toate aceste lucruri. Prin mariajul cu biserica, atunci când intră lumea în biserică, vedem niște învățături greșite acolo. Avem învățătura fariseilor, care nu trebuie să spun ce este fățărnicia. Avem învățătura lui Irod, adică politica, a intrat deja politica în biserică. Învățătura saducheilor, ei nu credeau în înviere și în îngeri. Și acolo spune de învățătura lui Balaam, este prea scurt timpul să luăm toată istoria lui Balaam, dar știm cine a fost Balaam și ce a făcut. A fost o învățătură compromisă care a dus la o corupție și a dus la păcat. Și învățătura nicolaiților, pe care spune Domnul: eu o urăsc. Și vreau să mă opresc să spun un pic despre această învățătură, pentru că asta urește Dumnezeu. Haideți să vedem ce urește Dumnezeu. Și toate aceste învățături erau în biserica lui Dumnezeu. Învățătura nicolaiților spune că în biserica din Pergam erau apostoli care s-au făcut apostoli, acei apostoli erau oameni răi. Apostoli care erau mincinoși, apostoli care se dădeau la curvie, spun ei că sunt apostoli, s-au făcut singuri apostoli, dar ei de fapt erau învățători mincinoși, oameni care nu-L onorau pe Dumnezeu
prin purtarea lor, prin mersul lor de zi cu zi. Dar sigur, eu mă calific să vin la biserică să predic, să stau în față, să fiu ordinat, să conduc o biserică, că asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Dar cu trupul, spun nicolaiții, eu fac ce vreau eu. Nicolaiții despart trupul de duh. Trupul să se distreze, să facă ce vrea el, pentru că trupul moare. Ceea ce pleacă la cer este duhul. Ăla contează. Și de asta v-am spus, ce suntem noi? Temple ale Duhului Sfânt. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Trupul tău este templul lui Dumnezeu. Ai valoare, nu faci orice cu el. Nu ți-l strica în toate felurile. Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește acolo. Amin? Vreau să vedem mai departe câteva lucruri care au influențat biserica și care au rodul până în ziua de astăzi. De unde a pornit toate aceste obiceiuri lumești care le vedem în credința creștină? Pe atunci când s-a făcut acest mariaj, această căsătorie cu biserica, cu lumea, în anul 312, când Constantin a spus lucrul acesta, biserica a devenit cea mai bogată biserică la ora actuală, atunci în Roma. Biserica nu numai că era plină de oameni, creștini făcuți peste noapte, pentru că toți vreau o haină curată și niște bănuți, biserici pline, biserica plină cu bani, biserica faimoasă, toată Asia știau de bisericile lor. Dar, un an mai târziu, a apărut ceva în biserică, a apărut rugăciunea pentru morți. Anul 313, în același an, a apărut o altă învățătură în biserică, facerea semnului crucii. Un an mai târziu, 325, mă scuzați, a avut loc primul concil de la Nicea, care susțin că Iisus din Nazaret nu este Fiul lui Dumnezeu născut din Dumnezeu, ci este o făptură creată ca îngerii. Și nu mai valorează pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ci este o făptură, pentru că Dumnezeu era singur, s-a plictisit, spun ei. Acolo a ajuns. De la doar un singur avantaj omenesc, că lăsăm un pic lumea să intre în biserică, să ne pună la punct. 375, închinarea la sfinți și la îngeri. 431, închinarea la Maria. Anul 500, îmbrăcămintea la preoți. 593, doctrina purgatorului, și vreau să vă spun neapărat explicația dexului românesc. Purgatoriu, loc unde sufletele celor morți, cu păcate mai ușoare, s-ar purifica prin suferințe înaintea de a intra în paradis. Ce frumos sună! Desigur, când l-au prezentat chestia asta bisericii, toți au acceptat-o. Anul 600, serviciile în limba latină. Deja oamenii au început să fie cineva, cum sunt papii de astăzi. Toți trebuie să știe latină, să vorbească latină, să citească latină. Plus că rugăciunile în anul 600 au plecat de la Dumnezeu și s-au întors către Fecioara Maria. Și cum s-a ajuns aici? Tot ce vedem noi astăzi. Când mergi pe lângă o cruce, trebuie să-ți faci biserică, trebuie să faci cruce. Când auzi de ceva, trebuie să-ți faci cruce. Trebuie să te închini, trebuie să... De ce? Pentru că un singur împărat a acceptat ca lumea și biserica un pic să colaboreze împreună, să se unească. Alexandru Macedon cheamă într-o zi un soldat care a disertat la el. Soldatul acela, când a auzit că trebuie să se înfățișeze înaintea lui Macedon, tot a tremurat, n-a mai dormit toată noaptea, și în sfârșit vine în fața lui Alexandru cel Mare și spune Alexandru așa: o singură întrebare am, cum te cheamă? Și spunea el, mă cheamă, tremurând, zicea cu voce slabă, mă cheamă Alexandru. Face împăratul ochii mari, să pleacă în față și spune, cum ai zis că te cheamă? Spune el, se sporea mai tare, mai încet, mă cheamă Alexandru. Atunci Alexandru cel Mare a spus ceva ce rămâne în istorie până astăzi, poate știți și voi. Schimbă-ți numele sau schimbă-ți caracterul. Pentru că pe tine nu te poate să te cheme ca pe mine, Alexandru cel Mare, și tu înaintea mea tot tremuri. Nu poți să stai nici măcar drept. Schimbă-ți numele sau schimbă-ți caracterul, a spus Alexandru cel Mare. Schimbă-ți numele și să te cheme Ghiță sau Ion și poți să pleci acasă din armata mea. Ești liber. Dar dacă vrei să lupți alături de mine, atunci dacă poți numele meu, fii tare, măi omule. Stă în picioare și luptă cu sabia în mână, hotărât. Dragilor, noi ce nume purtăm? Noi purtăm numele Domnului nostru Iisus Hristos, mai mare ca Alexandru cel Mare. O nume de mai mare preț, o nume de mai mare valoare, o nume de mai mare putere. Și eu să fiu un rătăcit prin biserici? Eu să mă pierd pe scaunele adunării? Eu să nu fiu în stare să mă ridic de la pământ atunci când eu port numele cel ce a biruit lumea?
Schimbă-ți numele sau schimbă-ți caracterul. Noi slujim pe Hristos, fraților. Dacă Iisus a biruit în Ioan 16 cu 33, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți că eu am biruit lumea. Nu poți spune că ești Fiul lui Dumnezeu și să bei paharul dracilor. Nu poți spune că ești Fiul lui Dumnezeu și tu poți numele Lui, dar te prezinți la toate distracțiile lumii. Nu se poate. În Evrei 12 cu 4 spune așa, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. De ce n-ai reușit? De ce ești tot în păcat? De ce ești tot jos, târât la pământ? Până că nu te-ai luptat destul, fratele meu. Doar așa, mărunțelul, mărunțelul. Dumnezeu te cheamă astăzi să te lupți. Dacă porți numele Lui, dacă ești copilul Lui, nu sta jos. Ridică-te și luptă pentru El. Și El îți va da putere. Nu fă compromisuri, pentru că Dumnezeu știe unde locuiești. Știe ce faci. Când nu te vede nimeni, știe ce compromisuri faci ca să ai tu avantaje. Dar atunci când faci compromisul, îl pierzi pe Dumnezeu. Să ne ferească Domnul. Poate până acum ai păcătuit și ai spus că Dumnezeu nu mă vede. Și dacă Dumnezeu te-a lăsat un timp sau două timp și nu ți-a făcut nimica, a făcut ceea ce fac eu cu copiii mei. Când au o boală, le dau un panadol de ăsta dulce cu gust de căpșuni. Așa face Dumnezeu cu tine. Te lasă. Două, trei, seri, patru, cinci, o săptămână, două, îți dă doar panadol cu gust de căpșuni, așa să fie un pic dulce. O încercare din aia, sau o palmă așa peste cap, care să ducă înapoi pe rândul unde trebuie să mergi. Pe drumul ce scurt, dacă tu deja ai mărit calea. Îți dă un pic de panadol dulce ca să te trezești, să mergi înapoi. Să activezi în tine puterea lui Dumnezeu din nou, să te trezești din somn. Dar nu-L pune pe Dumnezeu să trebuiască să folosească antibiotic de 1000 de miligrame. Nu-L pune. Pentru că El nu o face. Știi de ce? Pentru că noi totdeauna noi alegem. Noi facem alegerile. Dar eu dacă mă duc cu copilul meu de mână pe stradă și îl țin de mână, spun, tu ești sub protecția mea. Nimeni nu te smulge din mâna tatălui că tu ești sub protecția mea. Ăștia suntem noi în fața lui Dumnezeu când stăm în mâna Lui și ne ținem de El. Dar când copilul se lasă de mână și pleacă în stradă și îl calcă mașina sau pică în șanț, cine este de vină? Dumnezeu? Sau noi care am lăsat de mână pe Dumnezeu? Nu lăsa pe Dumnezeu, fratele meu, când treci prin încercare. Dumnezeu face câteva promisiuni și vreau să mă apropii de încheiere. Spune aici de mana ascunsă. Știm că Domnul a hrănit pe Israel cu mană care era dată de Dumnezeu în fiecare dimineață și nu lipsea niciodată din ziua lor. Era un vas cu mană și în chivot, în Evrei 9:4. Mana aceea reprezenta pâinea cea cerească. Dar pentru noi pâinea asta și mana și răsplata care o promite Dumnezeu este prezența Lui în viața noastră în fiecare zi. Ce trebuie mai mult decât pâinea noastră de toate zilele? Pâinea mea de toate zilele să fie Iisus Hristos în fiecare zi. Când mă trezesc, El e acolo. Când am probleme, El e acolo. Când mă duc la lucru, El e acolo. Când sunt supărat și distrus și nu mai știu ce să fac cu mine, El e acolo. Când te pui seara în pat, El e acolo. Când îți duci copiii și te rogi pentru El, că au probleme și au boli și au necazuri, El e acolo. Ăsta este Dumnezeul nostru, fraților. Așa ne răsplătește Dumnezeu pe cei ce ascultă de El, cu prezența Lui în fiecare zi. Și mai departe spune că piatra albă cu un nume nou. În Vechiul Testament îl avem pe Iacov, care s-a schimbat numele în Israel, în Filipeni 2 cu 9, vedem lucrul acesta. Și ce m-aș bucura, fraților? M-aș bucura ca să spună Dumnezeu de noi toți, ai biruit. Să spună de Ovidiu că ai biruit. Să spună de Dragoș că ai biruit. Îți dau un nume nou. Și acel nume nu știe nimeni decât tu și Iisus Hristos. O nume de valoare. Care nu știe nimeni decât tu și Dumnezeu. Și numele acesta, Iisus te va prezenta înaintea Tatălui cu acest nume. Iisus Hristos te va lua de mână, îți va da nume nou, te va duce înaintea Tatălui și Tatăl, iată-L, vezi? Este copilul meu care a biruit în lumea aceasta. Nu s-a corupt ca ceilalți. Nu s-a dedat la lucruri lumești ca ceilalți. El a fost acolo când toți îl bârfeau. Când toți spuneau de Dumnezeu cum i-a apucat. El a fost acolo și a spus, nu în prezența mea. Eu nu stau în mijlocul vostru când voi bârfiți de Dumnezeul meu. Așa te prezintă Iisus înaintea Tatălui. Atunci când știe Dumnezeu unde stai, El te vede. El vede cum ești din casă. El vede dacă ești din casă cu Biblia sub geacă sau vede dacă o porți sub braț, mândru că ești a Lui.
Vreau să spun, chiar dacă are milioane de îngeri în cer, tu când vii la biserică cu Biblia de braț, Dumnezeu oprește cerul și spune îngerului așa, îl vedeți? În lumea aceasta blestemată a satanei, el nu este rușine să poartă cuvântul meu să se plece la închinarea cu frații în fiecare zi. Nu-i rușine, îl vedeți? Voi puteți să cântați, dar omul ăsta mă slujește acolo. Atunci când mergi în mașină cu prietenii, să nu zic prietena, și vrei să-i impresionezi pe toți, în loc să pui Odrai, în loc să pui Crone Hit, în loc să pui Manele, tu să pui muzică care laudă pe Dumnezeu. Așa dovadă că ești creștin. Să oprește cerul și spune, îl vezi? Putea să se facă faimos la toți prietenii lui, dar l-a hotărât să mă laude pe mine. Îl vezi? Chiar dacă și-a pierdut prietena din cauza asta, chiar dacă și-a pierdut prietenii din cauza asta, chiar dacă și-a pierdut colegii de lucru din cauza asta și nimeni nu mai vorbește cu el la lucru pentru că el ascultă muzică care mă laudă pe mine. A pierdut pe toți, dar m-a câștigat pe mine. A pierdut toți, dar a câștigat pe Dumnezeu, fratele meu. Și asta este o alegere care noi facem în fiecare zi. Noi în fiecare zi putem alege pe Dumnezeu sau lumea. Dacă o să aleg lumea, lumea e pieritoare și o să rămân cu lumea. Dar dacă să aleg pe Dumnezeu, într-o zi o să stau la masă cu El și nu o să regrez niciodată. Dovedește astăzi, dragul meu, că ești mai bun ca cei din Pergam. Dovedește astăzi că pentru afaceri și pentru pietre și pentru lume nu o lași niciodată pe Dumnezeu. Dovedește astăzi lui Dumnezeu pentru că, vreau să-ți aduc aminte, într-o zi tu ai fost în apa botezului și ai spus nu lumii și da lui Dumnezeu până la moarte. Vreau să-ți aduc aminte acest legământ. Dumnezeu îți face apeluri în fiecare zi. Te apelează, te apelează, te apelează. Cum ar fi ca șeful să te apeleze pe telefon, tu să pui telefonul deoparte și să spui că sunt 2 săptămâni. Acum Dumnezeu de ce face așa? Te apelează pentru că marți trebuie să vii la rugăciune. Un apel a fost vineri că trebuie să vii la rugăciune. Un alt apel a fost duminică că trebuie să fii la biserică. Și ratezi și ratezi apelurile Dumnezeu și spui că Dumnezeu nu-mi vorbește. Uită-te pe telefon. Vezi cum ești cu El. Vreau să închei cu Apocalipsa 2:1. Peste toate aceste lucruri, Dumnezeu spune așa mai departe. Îngerul bisericii scrie așa. Iată că cel ce zice, ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umbă prin mijlocul celor 7 sfecinși de aur. Cele 7 stele, cei îngeri reprezintă păstorii bisericilor și cele 7 sfecinși sunt bisericile Dumnezeu. Ce vreau să învățăm de aici și ce vreau să vă spun la final? Că tot ceea ce se întâmplă, egal ce se întâmplă, Dumnezeu încă mai umblă în mijlocul bisericilor. Pentru că toate bisericile din Apocalipsa sunt biserici ținute de Dumnezeu în mâna Lui. Și dacă o biserică este săpată în palma lui Dumnezeu, cine va scutura de acolo? Cine va scoate de acolo afară? Dacă Dumnezeu ține biserica în mâna sa, este sub controlul Lui. Asta ne spune acest verset. Haideți să ne încurajăm. Haideți să ne îmbărbătăm. Haideți să nu fim corupți cu lumea. Haideți să nu facem compromisuri care ne duc la păcat și la moarte. Compromisuri care, odată, fratele meu, acest compromis cât de mic ar fi el, poate să te coste veșnicia. Și ar fi trist după o viață de pocăință să spună, pleacă de la mine că nu te-am cunoscut niciodată. Știi ce sfat le dă Duhul Domnului bisericii? În 2:16. Foarte simplu. Iată sfatul Domnului Iisus. Pocăiește-te, dar. Haideți să ne pochim, fraților. Haideți să ne pochim. Aș dori să ridicăm în picioare și aș dori să venim cu o rugăciune de pocăință înainte de Dumnezeu. Doamne, dacă până acum eu te-am părăsit din dragoste pentru lume, ca Dima, dacă eu am vrut și mi-a plăcut lumea și te-am părăsit, iartă-mă, Doamne. Nu vreau să te părăsesc. Vreau o zi să fiu cu tine în rai. Vreau să port numele acel care tu îmi vei da, care numai noi doi îl știm. Vreau să fiu înălțat odată cu biserica. Doamne, eu nu vreau să fiu ca cei din Pergam. Eu nu vreau să fiu acela care îmi dau mirele la o parte. Eu vreau ca tu să fii mirele meu. Și când vei veni pe cerul să mă ridic la mirele meu, biserica să se ridice la ceruri. Și în Ieremia 6:16, ultimul verset, și facem o rugăciune în această dimineață, așa frumos spune. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi?
Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Haideți să umblăm pe această cărare strântă. Facem o rugăciune, după care, fratele Dragoș, o spunem mai departe. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.